Bine v-am regăsit! Astăzi o să vorbesc puțin despre o carte foarte frumoasă apărută la editura Herald. Este vorba despre Cristalul și Calea Luminii, scrisă de maestrul Nanka Enormu. Poate vă întrebați de ce este specială această carte și prin ce se deosebește ea de multe alte cărți în general, cât și de alte lucrări ce abordează tradiția Dzogchen și budismul tibetan. În primul rând, cartea este specială, pe de o parte, pentru că reușește să introducă orice categorie de cititor în profundele învățături Dzogchen, înglobând atât explicarea unor concepte complexe specifice filozofiei budiste, dar descrise pe înțelesul tuturor, cât și elemente autobiografice extraordinare, toate acestea presărate cu reprezentări grafice, foarte relevante, după cum se poate observa și în această imagine. Aceste planșe sunt comentate mai pe larg într-o secțiune specială aflată la sfârșitul cărții pentru a putea fi înțelese mai bine. În al doilea rând, filozofia ce s-a dezvoltat în urma răspândirii tradiției Dzogchen este uimitor de complexă și anevoioasă. Sunt sute de cărți foarte dificile pe această temă, însă aici totul este descris într-un mod accesibil și plin de claritate, totodată integrând învățăturile tradiției în cadrul vieții de zi cu zi. Ce mi-a mai plăcut în mod deosebit, pe lângă accentul pus pe rădăcinile tradiției și linia de maestri, lucru absolut esențial în cadrul oricărei învățături autentice, a fost explicarea caracteristicilor practicilor secundare și principale, alături de beneficiile de care practicantul se poate bucura experimentându-le, cât și abordarea pe scurt a unor practici strict secrete precum Trecho și Togal, și chiar avem o imagine iconografică aici ce descrie aceste practici. Vă doresc lectură plăcută!